acolo un păstor renumit din America a organizat și au mers cu tinerii pe munte. Timp de 2 săptămâni au vrut să meargă acolo, să se bucure, așa cum noi de multe ori, adevărat, n-am avut 2 săptămâni de ieșiri consecutive, dar am avut și noi ieșiri. Vom încerca cu ajutorul Domnului să organizăm astfel de ieșiri și noi, de tabere cu tineretul, cu Biserica Betel. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și am mers acolo în tabără și aceste 2 săptămâni, în fiecare seară urma ca cineva să vorbească din cuvântul Domnului, să dea un îndemn, să se roage. Iar ultima seară, acolo era un tânăr, erigofen, bolnav, mergea greu și vorbea foarte greu. Și colegii din trupă, colegii din gașca lui de acolo, care erau adunați, mai și primiteau unii mai isteți să facă și, nu mișto, nu știu dacă e potrivit spus să facă mișto de el, dar într-un fel sau altul, când s-a făcut apelul acesta să vorbească cineva în ultima seară, toți colegii lui au spus să vorbească Bogdan. Bogdan, fiind bolnav, păstorul, când a auzit intenția și dorința tinerilor, a spus: Bogdan, acum urmezi tu. S-a suit foarte greu la amvon, cineva i-a ținut microfonul și auziți ce a spus el. Domnul Iisus mă iubește. De asemenea, și eu îl iubesc. Iubiți-l și voi, așa cum îl iubesc eu. Amin. A fost suficient. A fost suficient ca să urmeze 3 ore de rugăciune, de coborârea Duhului Sfânt, de umplere cu Duhul Sfânt, de botez cu Duhul Sfânt, la care păstorul s-a ridicat și a spus așa: ce n-am reușit să facem noi 2 săptămâni la rând, a făcut Domnul prin Bogdan. 2 minuțele, 3 minuțele la amvon. Și tinerii s-au îmbărbătat și au plecat binecuvântați de acolo. 1904, cea mai mare trezire din țara Galilor a fost făcută printr-un tânăr de 18 ani. Cel mult, el vorbea 10 minute. Cel mult, cea mai mare predica lui a fost de 10 minute, dacă cercetați istoria acestui tânăr. Și au ajuns la un popor de peste 10.000 de membri într-o biserică, printr-un tânăr care a știut să se lasă la îndemâna Domnului. Doamne, ajută-ne să rămânem la îndemâna Ta și să vorbim ceea ce Tu ne spui să vorbim și ceea ce ar trebui să vorbim. Vreau să mă alătur acestor 2 exemple care le-am adus înaintea dumneavoastră și cred că mi este de ajuns 10 minute. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Sunt 2 elemente, sunt 2 lucruri, iubiți frați și surori, care nu merg una fără alta. Și Dumnezeu să ne mărească credința tuturor în lăsarea din locul acesta, din după amiaza aceasta. Pentru că nu merge una fără alta, că avem eșecuri. De multe ori ne simțim doborâți la pământ și ne simțim că lucrurile nu funcționează corect în viața noastră. Pentru că e posibil să fi făcut ori rugăciune fără credință, ori să avem credință și să nu mai putem să ne rugăm. Dumnezeu să ne ajute în dimineața aceasta să le împletim aceste lucruri și să ne dea putere să depășim orice moment greu din viața noastră doar prin credință autentică în viața noastră și prin rugăciune. Aș vrea în dimineața aceasta să mai citesc un cuvânt scurt care Domnul, la ora de tineret, atunci când am slujit aseară aici, am primit acest cuvânt și aș vrea să-l rostesc. Este un cuvânt probabil care vor atinge câteva cori sensibile în seara aceasta. Probabil că de 10 luni de cât funcționăm în locul acesta nu s-a vorbit astfel de lucruri, dar dați-mi voie cu respect să fiu tranșant în această dimineață, în primul rând împreună cu mine și apoi împreună cu dumneavoastră. Aș vrea să vorbesc special despre actul cinei Domnului și aș vrea să spun în dimineața aceasta că până acum s-au vorbit anumite lucruri, dar poate că s-au ocolit anumite discuții, dar aș vrea să fiu cât se poate de direct. Înainte să spun câteva lucruri, dați-mi voie să vă citesc Coloseni capitolul 3. Haideți să începem cu versetul 7. Din numărul lor erați și voi o odinioară când trăiați în aceste păcate. Haideți să ascultăm despre ce este vorba. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. 2 puncte. De mânie, de vrăjmășie,
de răutate, clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. E posibil să fim în adunări o perioadă de 5 sau de 10 ani sau de 20 de ani și să fim legați de anumite lucruri, cauzând rugăciune, viața noastră de rugăciune și părtășia noastră cu Domnul și chiar cu semenul nostru? Nu știu, n-aș vrea să răspundă cineva prin ridicare de mână. Aș vrea să întreb și să răsune în inima noastră și în urechile noastre aceste cuvinte. Iubită biserică în Domnul, dacă vedeți familii care se prăbușesc sau oameni care se prăbușesc astăzi, să știți că ceva lipsește din viața lor și să nu îndrăznească nimeni să dea vina pe Dumnezeu. Pentru că în momentul în care noi ne ținem de anumite lucruri care scrie Coloseni și încă sunt în viața noastră, este de fapt o pagubă pentru noi și suntem o victimă ușoară a diavolului. Celui ce nu obosește să se lupte cu tine și cu mine în fiecare zi, chiar dacă nu-l vezi, dar este o realitate. Aș vrea în seara aceasta să te rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos și pe dumneata, dar și pe mine și valabil și pentru familia mea. Să avem atenție infinită și maximă la cina Domnului. Vreau să vorbesc tranșant și direct, pentru ca nu cineva să se ridice nu știu peste cât timp și să spună nu ne-a spus nimeni, nu am știut. 1. 2. Nu vrem să murdărim imaginea Domnului. 3. Cum ar fi ca tu și cu mine să existe astfel de lucruri în viața mea? Și vreau să adaug eu pe lângă ele țigare, băutură, etc. Și apoi un frate din adunare să te vadă că stai la masa Domnului. Ascultați-mă, ce impresie și-ar face oamenii de afară? Măi omule, tu ești în biserica aia de nu știu care, de acolo de unde faceți voi parte sau noi care suntem prezenți. Ce ar spune oamenii care au venit pentru prima oară aici și te-ar vede la cina Domnului și apoi a doua zi te-ar vede cu o țigare în gură? Iertați-mă, vreau să fiu direct, sper să nu se supere nimeni, amin? Nu vrem să fim judecați, suntem responsabili și dacă spun lucrul acesta, îl spun pentru că vă iubesc. Am vorbit de lucruri necondamnabile în Coloseni, dar vreau să le iau pe cele condamnabile. Ce înseamnă lucru condamnabil? Lucru pipăibil, lucru care se vede. Lucrurile care nu se văd sunt necondamnabile de staff, de biserică, da? De Dumnezeu sunt contabilizate toate, fie cele condamnabile, fie cele necondamnabile. Așa că aș vrea în dimineața aceasta să înțelegem și să punem la inimă. Dacă cineva se confruntă cu astfel de lucruri, vă rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos, noi ca biserică, ca staff, ca conducere, noi nu putem opri pe nimeni de la cină pe baza cuvântului de la 1 Corinteni. Decât dacă știm cu argumente, cu dovezi clare că cineva ar fi căzut în anumite păcate. Și nu vreau să încep să le enumăr de aici. Dar nu vreau neapărat să țintesc pe cineva sau să se simtă cineva țintit, dar nu vreau să vorbesc nici la general și mă rog ca Duhul Sfânt să-ți vorbească direcție personal, pentru că el știe mai bine să vorbească ca mine. Aș vrea să fim niște oameni corecți, cu o conduită corectă în viața aceasta, urmând căile Domnului Iisus Hristos, așa cum voiește El, nu cum voiește conducerea sau cum voiește vocile din jurul nostru. Nu putem să spunem, să ne dezvinovățim spunând, fraților, știe Dumnezeu, nu am știut. Pentru aceasta, nu știu dacă vă fac neapărat un bine la omul de afară și este un bine la omul dinăuntru care cred că ne va prinde bine pe parcursul vieții noastre. Omului de afară îi place să-i spui, ești ok, știe Dumnezeu, Domnul este bun, te iartă, tu mergi oricum și cu aia, și cu aia, și cu cele condamnabile, și cu cele necondamnabile, pentru că oricum în bisericile de astăzi totul este pozitiv și este modern. Avem muzică modernă pe tantamuri că ne joacă gleznele în bancă, avem predici pe gustul oamenilor, avem de toate în biserici astăzi. A venit timpul în biserica din Fioringen să se ia măsuri prin Duhul Sfânt și să spunem adevărul. Sunt aici familia mea, sunt aici frații mei de sânge, de credință, de trup, sunt aici oameni care îi cunosc mai puțin de aproape sau mai de departe, dar aceasta nu mă împiedică să spun ceea ce Dumnezeu scrie în cuvântul Lui. Pentru aceasta vedem în mijlocul nostru oameni doborâți, oameni bolnavi, oameni care și-au pierdut pacea, oameni care și-au pierdut familia chiar, oameni care și-au tați, care și-au pierdut copiii. Pentru că dacă vă aduceți aminte, în urmă cu o lună și jumătate, am avut un mesaj prin Harul Domnului și spuneam că prima condiție a lui Dumnezeu față de Tată este ca inima Tatălui să fie aproape de inima copilului cu un singur scop. Ca inima copilului să fie dusă cu inima Tatălui împreună înaintea lui Hristos Domnul. Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea. Pentru ambițiile noastre, pentru plăcerile noastre, pentru lucrurile de o clipă, pentru nu știu ce vicii sau ce lucruri care ne-au prins și ne-au înfășurat lesne,
putem să ne prăbușim și putem să spunem, Doamne, te-ai îndepărtat de mine. Chiar că vei spune asta și chiar că spun asta, că am avut momente în viață. Matei 28 spune altceva. Și eu vă promit într-un fel sau altul, spunea Domnul, că în toate zilele din viața voastră, eu voi fi cu voi. Punem, te rog, din nou 21 cu 22. Matei. Dacă nu citesc eu, să vă spun de ce citesc. Pentru că astea nu sunt cuvintele evanghelistului. Ascultați cu atenție, vă rog. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Haideți să vedem începutul versetului 21. Drept răspuns, Iisus le-a zis. Drept răspuns, Domnul Iisus însuși a vorbit cu ei. Și când a spus, tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Este adevărat că de multe ori nu primim? Este adevărat că de multe ori am vrea să primim repede și nu se poate? Nu cumva este o problemă în viața noastră că încetul cu încetul anumite lucruri din Coloseni, anumite lucruri din fire pune stăpânire pe noi și nădușe credința noastră și suntem doar niște zingale care facem doar gălăgie? Nu vreți din ziua aceasta dumneavoastră împreună cu noi să ne trezim la o viață nouă și curată înaintea lui Dumnezeu? Puteți crede că în biserică poți fi oameni legați de astfel de lucruri chiar după 15 ani frecventând, lucrând, predicând Evanghelia sau cântând? Eu cred. Pentru că Scriptura care eu citesc spune că era o femeie legată de 18 ani și ea era fiica lui Avram. Noi suntem copiii Domnului, dar e posibil să fim legați, frați și surori. Facă bunul Dumnezeu prin sângele Lui și prin Duhul Sfânt să dezlege orice legătură demonică, poruncim depresiei să plece din mintea noastră și din inima noastră, din casele noastre și să-și facă loc Iisus Hristos Domnul cu tot cerul Lui. Pentru că El nu vine cu mâinile goale, El nu vine singur. Numai haideți să-I dăm noi voie. Tot ce veți cere cu credință, vi se va da. Dumnezeu să ne ajute să credem că dacă astăzi la rugăciunea de cauze ne-am rugat pentru atâtea cauze, noi nu credem că Dumnezeu va lucra și noi credem că Dumnezeu a lucrat deja, lăudat să fie Domnul. Pentru că natura lui Dumnezeu este iubire, este dragoste și este sprijin și ajutor pentru tine și pentru mine. Cu Dumnezeu nu se poate juca nimeni spunând 18 ani, 3 ani, 2 ani la biserică sau la masa Domnului neregulat, dar știe Dumnezeu că oricum partea mea dinăuntru nu are voie să o atingă nimeni, nici păstorul, nici conducerea, dar nici măcar Duhul Sfânt. Adică pun o plancardă mare în dreptul poftelor mele care le iubesc, stop, nu are voie să pătrundă nimeni aici. Și mi s-a întâmplat lucrul acesta în urmă cu câteva zile, am stat de vorbă cu cineva și prin Duh, în urmă cu un an de zile, mi-a spus, frate Paule, aceasta este o proprietate privată, tu nu ai acces la ea. Și am spus, ok, eu nu pot viola sentimentele nimenui. Respect decizia ta. După un an și jumătate, ne-am trezit că am stat cu ea la un cer de rugăciune și era doborâtă la pământ și a spus așa, tot ceea ce am ascuns și tot ceea ce n-am dat voie să protej Duhul Domnului m-a doborât. Nu mai pot sta în picioare. Poftarea. Toate lucrurile care tu le cunoști foarte bine, nu bine, foarte bine, la un moment dat te vor dărâma în viața aceasta. Te vor trânti la pământ, te vor pune jos. Așa că fă bine și scapă de ele, dragul meu. Fă bine și spune Domnului cu credință, nu cum ai spus-o până acum, te rog frumos să mă eliberez de tutun. Te rog frumos să mă eliberez de vicii, de curvie și de prea curvie. Te rog frumos să dai la o parte din viața mea ca bărbat sau ca femeie, că Duhul ăsta îi urmărește pe toți, da? Nu numai pe unii. Te rog frumos să mă eliberez de tot ce mă împiedică, Doamne, să stau curat la masa Ta. Ajută-mă că atunci când întind mâna în blidul acesta, Doamne, să iau viață. Nu vedeți că stăm la masă cu lunile, cu ani și tot nu avem viață? Iubiți frați și surori, cum se poate să stau astăzi la masă cu Domnul și de luni până vineri să fiu terminat la pământ? Eu n-am înțeles lucrarea asta niciodată. Toți oamenii avem încercări. Toți oamenii avem probleme. Toți avem datorii. Deja timpul mi s-a expirat. Dar n-aș vrea să fim niște oameni care să plângem în fiecare zi. Îți dau voie să plângi 2 zile pe săptămână, dar nu 7 din 7. Vreau să fiu 5, 6, dacă se poate, în glorie cu Dumnezeu. Și nu vă vorbesc cu mândrie. Vă vorbesc că Dumnezeul nostru este alături de noi, este cu noi, este mai mult de atât, e noi.